Hipopotamii sunt niște creaturi extrem de periculoase. Ei pot să zdrobească capul unui leu, să organizeze o luptă epică cu ruda sa, să se lămurească cu crocodilul și rinocerul și să sperie oamenii până la moarte doar cu aspectul său. Haideți să-l vedem pe acest gigant în acțiune. Sfatul meu, mai bine să nu vă uitați la acest episod singuri, așa că puneți un like și să începem! Uneori însă leilor le zâmbește norocul. În zilele fără ghinion pot să captureze și un hipopotam. În aceste imagini vedem un grup de lei care caută prada. Iată și ea, hipopotamul a venit singur pe teritoriul lor. Masculului asta nu i-a plăcut. El mai întâi l-a speriat pe erbivor, apoi în general s-a năpustit asupra lui și l-a doborât imediat la pământ. În așa poziție, hipopotamul este vulnerabil, așa că leul începe să-l sfâșie cu violență. De dragul dreptății, trebuie să menționăm că era un hipopotam tânăr și nu prea mare. Un individ mai adult sigur ar fi rămas în picioare, așa că prădătorul pur și simplu a avut noroc cu victima. Puteți des să vedeți cadre din Africa în care hipopotamii se relaxează în aceeași apă, merg împreună să mănânce iarbă și chestii de genul. Poate să vă pară că sunt foarte prietenoși, dar între ei deseori izbucnesc ciocniri violente. Acești doi indivizi n-au împărțit ceva, unul intră în apă, iar al doilea se repezește după el și îl mușcă puternic de spate. Primul se salvează cum poate, dar mai primește câteva mușcături dureroase. La sfârșit e nevoit să se scufunde și să se salveze sub apă, fiindcă al doilea gigant este foarte hotărât. Iar aici e și mai interesant. Din primele imagini, pare că acțiunea are loc undeva în safari, dar de fapt hipopotamii au decis să se lupte chiar lângă tabăra oamenilor, ceea ce face situația foarte periculoasă. Acest video este demonstrativ. Noi putem vedea exact cum se luptă aceste animale. Își deschid gura și se ciocnesc unul de altul. Rezistența este foarte importantă în acest caz. Dacă gura va aluneca, hipopotamul poate da peste colții adversarului și obține o rană gravă. Colții lor ajung la 30-50 de centimetri în lungime, dar uneori chiar și la 60 sau chiar mai mult. Sunt foarte rigizi și ascuțiți, de aia străpunge cu ușurință oponentul. De obicei, hipopotamii se luptă unii cu alții pentru femele în perioada de împerechere. Se pare că în aceste imagini are loc o luptă la fel din cauza unei doamne. Prima rundă a trecut fără momente remarcabile. A doua rundă a fost cu mai multă acțiune. Hipopotamul din dreapta l-a ridicat pe oponent de la pământ, prinzându-l de jos cu colții săi. Cel rănit i-a răspuns cu o lovitură care nu s-a dovedit a fi la fel de exactă, așa că victoria e a masculului din dreapta. Câinii sălbatici și impala. Haideți să vorbim și despre alte animale, căci în general hipopotamii le atacă pe ele, nu pe rudele sale. Aici în pericol s-a dovedit a fi un câine african. În apă înoată o impala și câinele a decis să o scoată de acolo ca să devină cina haitei sale. El a reușit asta și deja a înotat spre mal, dar hipopotamul a apărut și a alungat câinii. Impala a rămas în apă și gigantul furios a luat-o și a aruncat-o în aer. Curând, biata impala a murit. Reptila și hipopotamul în general au niște relații cam tensionate. Ei deseori sunt nevoiți să împartă același teritoriu și de aia nu se plac, dar în același timp nu se luptă prea des. Însă aici e o situație cu totul diferită. Crocodilul cumva a ajuns într-un iaz plin de hipopotami. Câțiva zeci de giganți nu puteau să nu se folosească de posibilitatea de a-și bate joc de reptila. Ei au început să-l muște cu violență, să-l calce și să-l împingă. Asta a durat aproximativ un minut. Uimitor, dar crocodilul ca prin minune a reușit să scape de această armată și să înoate cât mai departe de ei. La final chiar l-a mușcat pe unul dintre ei de mandibulă. A luptat din răsputări și a meritat dreptul de a trăi mai departe. Una e când hipopotamii atacă animalele și alta când îi atacă pe oameni. Și așa ceva se întâmplă destul de des. După statistică, anume hipopotamii ucid cei mai mulți oameni în Africa. Numărul victimelor ajung la 500 anual. Acest hipopotam a decis să mai adauge câteva puncte la statistică și înoată după barca turiștilor. El e tot mai aproape și mai aproape. Se pare că nu-i va ajunge, dar hop, el lovește barca cu gura sa ureașă, speriindu-i pe turiști până la moarte. Bine că s-a terminat totul aici.
Dacă acel hipopotam totuși ar fi evadat, vizitatorii trebuiau să se salveze. Dar cum? Aceste animale aleargă cu o viteză de până la 30 de km la oră. E imposibil să fugi de ele. Dar ca variantă, te poți ascunde în copac. Autorul acestui video a trăit cele mai groaznice momente din viața lui când încerca să se salveze de acest gigant. Este greu de imaginat ce simțea în momentele în care chiar sub el se afla un uriaș atât de periculos. Iată o gură deschisă a hipopotamului în comparație cu un om și animalul încă n-a deschis-o până la urmă. Astfel, li se spală dinții în diferite grădini zoo, arată groaznic, pare că acuș-acuș îl va mânca pe muncitor, dar nivelul de încredere a acestor doi este incredibil. Leoaica. Leii sunt niște prădători de top care pot să se lămurească rapid cu multe animale ale Africii, inclusiv cu hipopotamul. Leoaica și-a ales ca pradă anume unul dintre aceste animale. Regina fiarelor s-a apropiat de erbivorul care dormea adulmecându-l. Ea se gândea cum să-l atace. Planul ei însă a eșuat. Hipopotamul s-a trezit și enervat s-a luat după leoaică, a mușcat-o de cap și aproape că i-a zdrobit craniul. În ultimul moment a reușit să scape. Prădătoarea a experimentat un șoc adevărat și puțin probabil că va mai vrea să aibă de-a face cu hipopotamei. De data asta, cineva a apărut deja pe teritoriul eroului din episodul de astăzi. Rinocerul a venit să bea niște apă. Hipopotamii sunt niște animale teritoriale care urăsc oaspeții neinvitați. Nu este uimitor că a deschis gura amenințător, dându-i de înțeles rinocerului că e timpul să plece. Rinocerul nu înțelege aluziile, însă trece ceva vreme, din apă iese un hipopotam și apoi se alătură al doilea. Intrusul așa și nu și-a învățat lecția, deci va trebui să plătească cu propria viață. Hipopotamul îl atacă cu colții săi și îl împinge în apă, unde acela cade. Apoi începe să-l muște pe inamic. Videoul se întrerupe, dar cred că e clar cu ce s-a terminat. Luptele dintre hipopotami au loc nu doar în natură, dar și în captivitate. Aici, doi hipopotami se ceartă chiar la zoo. Cel de pe uscat se uită cu amenințare la ruda sa și demonstrează gura cu colții enormi. Se pare că acuș-acuș îl va ataca, dar probabil că doar îl speria. De îndată ce al doilea a ieșit din apă și a trecut la acțiune, el s-a apucat să fugă de acolo cât mai repede. Dar asta nu-i tot. Hipopotamii nu doar că se luptă între ei, nici canibalismul nu este un concept străin pentru dânsii. Asta e confirmat de imaginile filmate în Africa de Sud. Pe ele, un individ își înfipge colții în cadavrul rudei. De la început, doar îl mușcă, apoi începe treptat să rupă bucăți de carne. Arată straniu, căci hipopotamii se consideră creaturi erbivore. Dar nu totul este atât de simplu. Unii oameni de știință spun că prin asemenea acțiuni, hipopotamul își arată dominarea asupra teritoriului. Nu era un episod de canibalism. Oricum n-ai da, arată groaznic și ciudat. Crocodilul și antilopa. Iarăși vedem o antilopă, dar de data asta stă pe o insuliță în mijlocul apei. Se vede că nu are idee cum să scape de acolo. Ea știe că pe alături se află crocodil și hipopotami și nu riscă să sară în apă. N-are însă ce face. Ea sare în apă atunci când pe insuliță vine un crocodil. Reptila se ia după biata ungulată. Atrageți atenția la viteza reptilei în apă. Este la fel de rapidă ca o torpilă. Dar îi taie calea hipopotamul care îl atacă. Peste câteva secunde, hipopotamul iese la suprafață. Cred că înțelegeți ce s-a întâmplat cu crocodilul și antilopa. Hipopotamii se mai luptă și cu bivolii, încă niște animale periculoase ale Africii. Iată, puteți vedea cum pe lângă râu umblă niște bivoli, iar în apă se află un hipopotam. El este enervat, căci pe teritoriul lui se află oaspeți neinvitați. Gigantul încă rabdă, dar aici unul dintre bivoli face o greșeală și decide să se apropie de el. De îndată ce a văzut asta, hipopotamul a deschis larg gura uriașă, s-a pus într-o poziție amenințătoare și a început să-l sperie. Când nici asta n-a ajutat, s-a năpustit asupra lui și a început să-l împingă. Abia acum oponentul a înțeles că trebuie să fugă de acolo cât mai repede posibil, împreună cu tovarășul său. Evadarea. Barca este măcar un fel de protecție, dar cum rămâne cu aceste imagini când hipopotamul a ieșit din zona lui și era foarte aproape de poteca pentru vizitatori? Încă câteva mișcări și gigantul avea să fie în libertate. El putea ucide zeci de animale în acea zi, dar a fost oprit de un muncitor. El i-a dat câteva palme și l-a obligat să se întoarcă în apă. Nu e clar la ce se gândește conducerea grădinii zoo când a aprobat așa zonă pentru hipopotami fără gard.
Cred că acestor turiști nu le era mai puțin frică. În timpul unui safari, ei au dat de un grup de hipopotami și unul dintre ei și-a deschis gura. Uitați-vă la asta! Dintr-o parte, pare că e gura unui extraterestru. Și normal, căci pot deschide gura la 180 de grade. Astfel, poate să ajungă la un metru. Din fericire, gigantul doar i-a speriat pe turiști. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii, voi dacă ați vedea pe împreajmă un hipopotam, ce ați face? De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!